Știi ce sunt curioasă eu, Gina? Cum ai fi tu ca și concurent la șef la cuțite? Te-ai gândit vreodată? Ai să râzi, însă le-am pregătit șefilor o surpriză. A fost un sezon mai special cu vedete și ne-am gândit noi, hai să le gătesc și eu ceva, să văd dacă obțin și eu un cuțit să merg mai departe. Și le-am făcut, nu știu, vă aduceți sigur aminte de frigănelele alea cu care am crescut da. Noi? Da. Băi, le-am făcut niște frigănele atât de... Le-am făcut niște frigănele, nu pâinea pâine, dată prin, ou, prin ou, prin lapte și ou. Da. Am făcut niște frigănele de trei cuțite. Ce poftă mai făcut. Și ideea este că datorită lor și datorită... Uite... am început să fac, eu nu gătesc foarte des, dar atunci când o fac, îmi place să iasă totul ca la carte și să mă duc să-mi cumpăr totul din piață proaspăt. Și am avut pe Robertino, a gătit la o probă un pui curry foarte bun. Deci a fost atât de bun și nu l-am lăsat în pace, pentru că mi-a spus rețeta. Și vreau să spun că băi, nu că mi-a ieșit. Dar cei de acasă au spus că n-au mâncat în viața lor pui India mai bun decât al meu. Că am rămas un pic la frigănele alea. La mine nu se zice așa. Zim cum le fac acum, mă duc acasă la unul și îmi fac frigănele. Nu mănânci numai cozonac. Frigănele, iei pâinea, iei felia de pâine, bon. O dai prin lapte, așa, prin bon. Ou bătut. Și poți să faci varianta puțină sare, da, puțină sare. Și poți să faci și de frigănele sărate sau de frigănele dulci. Deci nu noi fiind după comunism, n-aveam foarte mulți bani de dulciuri, puneam și zahăr când voiam să mâncăm ceva dulce. Așa era și la mine. Da, și poți să pui dulceață, poți să pui, de exemplu, și telemea de, capră, e foarte așa bună, fărmițată. Și le prăjești. Ai înghițit în sec! Și le prăjești. Da, măi. Și noi deja acum ne pregătim pentru cel de-al șaselea sezon Șef la cuțite. E sigur, gata. Este, da, bon, da. Deja bon. Sunt foarte multe înscrieri, pentru că colegii mei în perioada asta sunt prin țară. Sunt foarte mulți concurenți înscriși și abia aștept să văd ce ni se pregătește și în acest sezon. O, dar și ce sunt curioasă, Eugina, cum te menții tu în formă cu atâtea preparate delicioase pe care le vezi acolo în tu fiecare crezi, zi? Tu ce crezi faci? Că eu mai prind ceva până vin eu de acolo de unde sunt? Crezi că mai prind ceva până ajung la bancul de gătit? Nimic! Ești pofticioasă? Dar știi ce înseamnă să ai o mână de... Doamne, iubesc mâncarea și ea mă iubește pe mine. Știi ce înseamnă să ai o mână, că îmi dă Carmen fi doar să mănânc o mână de migdale, știi? Și jurul tău. Ca și gustări poți să-ți migdale. Zic, cam câte kilograme? Nu, vreo 10 migdăluțe așa. Și eu să stau cu migdalele în mână așa și în platou miroase a toate cele. Deci nu vrei să știi. Ce? E trist, mă, dar sper că mi se mai iartă din păcate. Compensează, da. Nu? Și ce vreau să te mai întreb? Cum vreau să întreb? Ia. Cu ce ții tu? Să știi că chiar dacă unii oameni tind să credă că ții mai mult că cu Scărlătescu, Cătăline mi este prieten, dar sunt fair play și atunci când este vorba de șef la cuțite, de ce se întâmplă în platou, toți îmi sunt foarte dragi, pe toți îi tratez în mod egal. Ce pentru diplomată! Că am eu așa, că Florin este cu familia lui, Cristina și fetițele, Sorin la fel cu familia lui, ei nu prea ies așa cu... Și noi eu mai ies cu Cătălin, mai avem prieteni comuni, am dat mai ieșim așa la... Asta, și te-ai văzut că îi place Hora.